fel de dragon, ce e asta? Am luat o bucată din pământ și practic am înghițit-o. Asta e un câine care are un ochi laser. Salutare tuturor, eu sunt Ali, iar astăzi vom deveni distrugători de planete. Am găsit un joc efectiv super, super tare pentru telefon, da, el este pentru telefon, însă nu vă spun cum se numește. Ok, bine, dacă se adună 10.000 de like-uri la acest video, vă spun în descriere cum se numește acest joc. Așa că hai cu toți să apăsați pe acel buton de like, pentru că în primul rând veți afla cum se numește jocul, iar în al doilea rând mai veți motiva pe mine să continui cu această serie super, super tare de gaming. Acum, fără prea multă vorbă, haideți să trecem direct la joc. Ok, și cam așa arată jocul, e super, super tare, avem planeta Pământ și băi, efectiv grafica e genială, nici nu zici că e un joc pentru telefon. Fiți atenți cea mai tare chestie, avem o grămadă de planete, deci putem să distrugem de exemplu Saturnul, Uranusul, toate planetele și chiar avem și galaxii pe care le putem distruge, deci apăsați chiar acum pe butonul de like pentru că dacă se vor strânge foarte, foarte multe, facem și partea a doua în acest episod. Dar acum hai să ne concentrăm pe planeta Pământ. Deci care este scopul nostru în acest joc? Practic nu avem un scop oarecare decât să distrugem doar planeta Pământ. După cum vedeți aici mai avem procentajul cât a rămas din planetă. Avem câți oameni vii sunt pe pământ, avem 8 miliarde de oameni pe pământ și avem câți oameni au murit în urma incidentelor pe care urmează să le producem. Însă în partea dreaptă a ecranului sunt lucrurile care ne interesează cel mai mult, și anume armele. Deci hai să vedem ce avem aici. Avem ceva, avem un meteorit. Hai să dăm cu meteoritul. Unde ne aflăm noi? Apropo, prieteni, scrieți chiar acum în comentarii din ce oraș sunteți voi. Chiar vreau să știu de unde sunt abonații mei, așa că scrieți în comentarii din ce oraș sau sat sunteți voi. Ok, hai să tragem cu asteroidul. Uite, noi suntem pe undeva pe aici. Pe aici, cred? Nu? Stai, Africa, Europa? Ah, nu, noi suntem pe aici. Deci vom trage în partea opusă, cum ar fi, nu, noi. Și se duce... S-a dus meteoritul și fiți atenți cât damage a dat meteoritul ăsta. Deci eu vreau să văd ce se întâmplă dacă vom trage în ocean cu meteoritul, să vedem dacă moare cineva sau nu. Ok, am tras în ocean și... S-a dus șocul și au murit doar 1 milion de oameni, chiar dacă am tras în mijlocul oceanului. Și fiți atenți doar ce damage a făcut la pământ. Deci, practic, aici nu mai este ocean, e doar lavă sau pământul ars, ceva de genul ăsta. Deci, dacă cade un meteorit în ocean, mor doar 1 milion de oameni din 8 miliarde. Deci, ce totuși e foarte mult. Dar eu zic să ne jucăm cu ceva mult mai tare, pentru că meteoriții sunt cea mai slabă armă pe care o avem noi în arsenalul nostru. Deci, hai să vedem ce avem mai departe. Avem ceva, parcă gaură neagră sau ceva? Uite. De aici, fiți atenți cum absorbe toată planeta. Bă, fiți atenți cât de mult a absorbit, practic nu se vede pământul deloc. Hai să o ducem undeva în partea asta, uite în Australia, de exemplu, să vedem ce se va întâmpla. Au murit 1 miliard de oameni, aproape 2 miliarde. Deja 2 găuri negre, doar fiți atenți ce face din pământ. Eu credeam că o să mănânce de tot pământul, toate bucățile s-ar... Bă, eu nu știu de ce, dar mă simt prost făcând acest lucru. Dar, în fine, hai să resetăm iarăși pământul și să vedem cu ce arme ne mai putem juca. Deci, avem multi-meteoriți sau ceva de genul... Fiți atenți, noi putem trage foarte mulți odată. În toate direcțiile tragem. Au o rază foarte mică de acțiune, însă oricum distrug extrem, extrem de mult pământul. Au murit 3 miliarde de oameni. Eu nu cred că ar trebui să folosesc atât timpul cuvântul ăsta. Hai, în loc de cuvântul ăla să folosim, nu știu, am trimis la somn. Da, eu cred că e mai bine așa. Deci am trimis la somn până acum 4 miliarde de oameni. Hai să resetăm iarăși pământul, să vedem cu ce ne mai putem juca. Ok, hai să încercăm cu fulgerile astea. Băi, asta cred că e furtuna de aia cosmică. Fulgere moșfiță. A distrus pământul, zici că era pur și simplu o prăjitură, deci fiți atenți cum arată pământul. Eu nu știu dacă mai pot să trăiască oameni în așa stare pe pământ. Deci imaginați-vă doar că dinozaurii au murit, după teorie, de la un asteroid doar și au murit gen toți. Dar aici, practic, un sfert din pământ s-a dus și efectiv mai trăiesc încă 3 miliarde de oameni. Aici avem ceva... Vine luna! Și-a intrat luna până în mijlocul pământului. Deci fiți atenți doar cât de adânc a intrat luna asta în pământ. Bă, sunt prost făcând acest lucru. Dar hai să mai trimitem mai mult. Putem trimite, putem trimite mai multe luni odată. Deci 2 am trimis odată, da? Bam!
Și acum se vede nucleul Pământului, practic sfera aia din interior. În caz că nu știți, Pământul este alcătuit din mai multe sfere. Avem scoarța terestră, practic ceea ce e deasupra, Pământul, continentele și tot așa mai departe. Avem magma care e în interior, gen porțiunea asta pe care o vedeți voi de lavă, magma și tot așa mai departe. Și avem nucleul Pământului care e extrem de fierbinte și extrem de strălucitor. Uite partea asta luminoasă din interiorul Pământului. Îmi trage de un ochi caracatița asta. Chiar vreau să văd ce se va întâmpla cu ea. Nu, iarăși cu luna. Încă o dată. Foarte tare vreau să apăs pe caracatița asta, dar o lăsăm pentru final. Acum, haideți să ne jucăm un pic cu rachetele. Și s-a dus o rachetă și... Deci a creat așa o undă de... Stai că se strânge acum. Deci practic a explodat prima dată, a creat o undă de șoc, după care s-a strâns înapoi și a explodat și mai tare și fiți atenți doar ce a făcut din pământ. Băi, deci jumate din el practic e doar un vulcan. Repet, iarăși, mă simt prost făcând asta. Nu știu cui a trecut prin cap să facă acest șoc, însă ok, recunosc, e un pic satisfăcător. Mai avem această rachetă care seamănă cu un fel de burghiu. Cred că dacă îl trimit pe el, va face o gaură în cealaltă parte a pământului. Cum credeți voi? Eu cred că asta va fi. Da, a început a face gaură, însă nu știu dacă va ieși pe partea aia. Eu zic cât așteptăm să coborâți mai jos sub acest video și să apăsați pe butonul roșu de subscribe dacă nu sunteți abonați încă. Deci vreau cât mai repede să fim 200.000 pe canal, pentru că, băi, mai avem încă 50.000 și suntem 200.000, deci chiar acum apăsați butonul ăla roșu de subscribe. Și da, a ieșit pe partea aia, deci fiți atenți. Armele sunt așa light până când, eu vreau să văd o armă care, odată detonată, să distrugă tot pământul. Fiți atenți doar cât de bine arată. Cred că una dintre cele mai frumoase experiențe să vezi pământul din spațiu. Asta trebuie să fie ceva de bun. Și practic vezi o lume diferită, pentru că pe pământ, nu știu, te gândești la spațiu, dar nu-ți imaginezi cum e asta. Dar în spațiu când vezi toți stele și vezi că e ceva mult, mult mai departe de tine, asta cred că e o nebunie. Hai să zicem mai departe. Avem multi rachete sau ceva de genul ăsta. Hai să vedem ce se întâmplă. Am apăsat de două ori. Sorry. Sunt efectiv doar niște rachete. Și avem arma de final, să vedem ce putem face cu ea. Hai să o tragem chiar în mijlocul oceanului, uite aici. Cumva dacă apăs pe acest buton mare și roșu, oare ce se va întâmpla? Cum credeți voi? Nu era evident că o să explodeze. Bă, dar fiți atenți că face damage. Deci a făcut acum, zici că e un muffin, o prăjitură, ceva care a fost băgată la cuptor. Să vedem cu ce ne mai putem juca, băi prieteni. Avem lasere de data asta. Avem un laser glacial. Practic putem îngheța pământul. Hai să înghețăm oceanul. Fiți atenți, facem cel mai mare patinoar în lume. Facem un patinoar în mijlocul oceanului. Băi, am înghețat Australia! Acolo cred că e zăpadă deja, cred că sunt pinguini, nu sunt canguri, sunt pinguini deja acolo. Ok, dacă am dat cu gheață, eu zic acum să dăm cu foc. Ce ziceți? Hai să dezghețăm pământul. Cred că am dezghețat un pic cam... Băi, dar nu s-a dezghețat un pic. De ce nu se dezgheață pământul? Băi, fiți atenți că tragem un pământ înghețat și el nu se dezgheață. Gen, o parte arde, iar o parte rămâne înghețată. Sau ce? Fiți atenți. Dacă tragem, gen, e ca Minecraft. Dacă dai cu apă peste foc, se primește obsidian. Și practic aici la fel s-a creat un fel de strat care e deasupra. Băi, fiți atenți, creăm pământul din nou sau ceva de gen. Băi, seamănă cu textura de la lună. Oare asta se întâmpla cu luna de e așa? Ok, în fine, prea multe întrebări, prea puține răspunsuri. Băi, dar pe mine mă enervează extrem de mult că într-o parte a pământului e întuneric și după ce nu pot să pun să fie lumină în toată, sau mă rog, în fine, cred că aici cumva cât mai aproape de realitate, cu ora diferită. Apropo, că tot vorbeam de oră, vreau să scrieți în comentarii chiar acum la ce oră vizionați acest video. De exemplu, la mine acum e 8:30. Așa că scrie tu chiar acum în comentarii la ce oră vizionezi acest video. Ok, hai să ne mai jucăm cu ceva. Asta tot seamănă cu ceva, o rază albastră, dacă nu cred că e glaciară. Hai să tragem... La sigur nu-i glaciară. Am găurit pământul. Băi, fiți atenți ce găuri am dat în pământ. Gen, acum dacă ăștia sar pe aici, pot să ajungă în partea opusă. Fiți atenți că se vede prin... Hai să dăm prin nucleu. Practic acum pământul nu mai are nucleu. Eu nu știu dacă e posibil fizic așa ceva. Cum funcționează asta? Gen, după gravitație n-ar trebui să...
E doar un joc, trebuie să mă concentrez, e doar un joc. Păi, deci fiți atenți, a rămas doar scoarța și avem 0 oameni care mai sunt treci pe acest pământ. Ok, până acum am făcut cel mai mare damage din pământul ăsta. Ok, hai să trecem mai departe, să vedem. Deci avem aici mai multe nave. Avem nava asta care seamănă cu cea lui Vilgax din Ben 10. Băi, cum ar fi într-o zi să vezi pur și simplu așa, în depărtare, o navă de asta? Băi, eu cred că ar fi un sentiment extrem de ciudat. Și fiți atenți doar cum trage în pământ, gen cu lasere de asta, da. Nebunie totală. Hai să trimitem altă navă în altă parte a pământului. După ce văd eu aici, uite că sunt mai multe nave. Băi, asta practic o invazie de asta de extraterestri. Deci ei au trecut pe lângă pământ și practic au tras în pământ și au plecat mai departe. Avem ceva care iarăși seamănă cu un burghiu. Hai să vedem ce face această navă. Eu cred că o să dea cu un laser care o să treacă prin pământ, genul o să-l găurească de tot. Băi, deci efectiv laserul ăsta face sandwich din pământ. Deci merge așa în jurul pământului și îl distruge din jur în jur. Mai avem încă o navă aici, hai să trimitem și pe asta să vedem ce se va întâmpla. Asta creează un fel de vortex sau ceva. Face tornados. Ce face asta? Mixer, ce face? Uite, asta e nava care dă cu laser până în partea aia alta pământului. Sau? Nu ar. Sau da? Nu, însă pământul arde, deci... Băi, facem din pământ un sol. A explodat pământul! Deci atât de mult s-a tras în pământul nostru că a explodat practic în bucăți, s-a făcut, nu a rămas nimic din el. Nașpa rău de tot. Însă mai avem aici ceva, ceva care seamănă cu un scut, deși avem arme bune oare în jocul ăsta? Hai să vedem. Da, fiți atenți, deci putem face un scut dacă mi-ai trimit unul aici. Băi, cât de tare, putem trimite foarte, foarte multe scuturi să avem practic un scut în jurul pământului. De ce nu se inventează până când așa ceva? Pentru că, nu știu, ne-ar putea proteja de o grămadă de lucruri, gen... Hai să încercăm, dacă vine un meteorit, de exemplu, spre unul din scuturile astea, trece... distruge doar scutul. Dar eu cred că ar fi o invenție foarte, foarte potrivită. Și acum am ajuns la cea mai tare parte a episodului și anume la partea cu extraterestri, cu creaturi și tot așa mai departe. Deci apăsați chiar acum pe butonul de like, deoarece va fi o nebunie totală. Hai să vedem primul. Deci vine un praf roz acum. Deja trebuie să apăsați voi butonul de subscribe. Nu, serios, prieteni, apăsați butonul de subscribe chiar acum să fim cât mai rapid 200.000, dar asta a fost nebunie. Gen, a venit o creatură ceva. Uite-l că văd. Și... knockout! Direct knockout! Avem ceva care seamănă cu un levian. Da, e un levian. E un fel de dragon, ce e ăsta? El face gaură prin pământ. El trage cu laser și trece prin pământ. Asta e persoana aia pe care o vedeți în public când te vede și nu te ocolește, dar trece direct prin tine. Deci, prieteni, sunteți gata pentru că a venit momentul mult, mult așteptat. Deci avem caracatița asta, ce mai este ea. Hai să o trimitem chiar în mijlocul planetei, exact aici. Deci se creează un nor, ceva negru. Genia, se teleportează într-un portal sau ceva. Credeam chiar vine o caracatiță și faci... A luat o bucată din pământ și practic a înghițit-o și a plecat cu ea. Credeam că o să fie mai OP, dar până când e așa. Hai să vedem ce mai avem. Avem insecte sau ceva de genul ăsta. Da, sunt foarte, foarte multe insecte gigantice care efectiv se izbesc de pământ. Gen muștele dacă ar fi mutante. Așa ar arăta ele. Mai avem ceva ce seamnă vierme. O să-l trimitem aici. Ok, vine un vierme gigantic și practic în... Da, ok. E un vierme care are impresia că e un măr. Pământul nostru e un măr. Ok, a intrat și hai să ghicesc. Va ieși foarte aia altă? Da. Și avem... Asta e un câine care are ochi laser. A venit efectiv un câine, un dodge. Jocuri care au sens. Totuși, bă, extraterestrul ăsta care trage cu pumnul pământ, e OP. E extra OP. Deci, fii să de... Bam!
Și atât a fost. Și cam asta a fost, prieteni, și cu acest video. Sper că v-a plăcut extrem, extrem de tare. Dacă vreți partea a doua, nu uitați să apăsați butonul de like și veți ști și numele la acest joc dacă să ajungem 10.000 de like-uri. De asemenea, apăsați butonul de subscribe dacă nu sunteți abonați încă pentru a fi cât mai rapid 200.000. Mai avem nevoie doar de 50.000, deci foarte, foarte puțin. Așa că apasă chiar acum pe butonul roșu de subscribe. Eu am fost Adi, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!